Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful online. Bună seara, nu vă dați seama ce bucurie mare am avut, că am lângă mine, pe nepoțica mea, Maria. Maria de la București. Să o salutăm și pe verișoara ta, Ana. Te salutăm, Ana. Hello, Ana. Așa e, vorbește tu în engleză. Hello, da? Ce înseamnă? Cum înseamnă? Salut, Ana. Da? Salutare, Ana. Hello, așa. Ana. Ia spune tu, mai spune încă ceva. Ana, eu am prieteni mulți în România, dar tu spune în engleză. Ana, I have a lot of friends in Romania. I want to know how many friends you've got. Spune câțiva prieteni la tine în clasă și tu îmi întrebă lecții. În clasa ta ai tu niște prieteni, nu? Sau, spune-i lui Ana. Well, I have some boy friends and only one girl friend. Her name is Sophie and the other boys are a little wild, I'll say. Bravo! Acum să facem câteva exemple. Tu ești în clasa întâi, da? Yes. 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 Bravo! Bă, am înțeles și eu ce ai spus acum. Uite, 17 minus 12 este egal cu... 5. Foarte bine, 5. Și aici 0, deci egal cu 5. Egal cu 5, foarte tare. Foarte tare. Nu mai pun pe 0, că nu are niciun rost. Nu mai are niciun rost. Da? 0 acela în fața... Nimic. Nu putem pune câte 0 vrem noi, dar nu am ceva la. Dar cât facem 17 scăzut? Cât? O căsuță. Egal cu 6. Pe care se face mate, e ușor. Ce să facem? 17 minus 6 egal cu pătătica asta. Hai să vedem și cât face. 11. Foarte tare. Foarte tare. Foarte tare. Ia uite că eu nu știam șmecherea asta. Că tu ai spus așa, ca să aflăm căsuța scăzător. Așa se face. Așa se face. Dar mai sunt toate metode, dar eu cred că asta e cea mai ușoară. Și foarte, așa este, că numai asta e vorba variantă. Și ai văzut foarte, foarte bine aici. Acum, să mai continuăm câteva ieșiții, că îmi place foarte tare. Intrăm de acum în lecții, fără să ne dăm seama. Noi uite, o șterg la așa. Uite, ce se face, să spunem, 23 minus 25 plus 4. Mai întâi, noi trebuie să facem 25 plus 8 plus 4, egal. Da, dar 25 ăsta se scade din ce-o fie. Dar cum să scade 23 din 25? Nu merge. Nu merge. Deci trebuie să facem asta mai întâi. Am nu cumva să-l duce pe ăsta aici, ca să-i crește puterea. Că e cu plus ăsta. Cred că asta e șmecheria foarte tare. Fiindcă tu ai dreptate, nu se poate din 23 scădem pe 25. Foarte bine ai văzut. Atunci da? Așa. Atunci zicem așa. 20, a, e 3, pardon. 23-ul plus 4 și pe urmă scăzut 25-ul. Pe urmă scăzut 25-ul. Da? Minus 25. Deci vezi că ce șmecherie, că dacă n-are puteri, n-are ăsta puteri, îi mai aduci noi ăștia cu plus puterea. Ce puternici care vin, da? Rezerve. Face cât? 27, deci egal, hai să spun pătrare. 27 minus 25. Și este egal cu 2. Foarte tare. Iată, acum am să fac următoarele exerciții. 23 minus cât? Plus 4 să fie egal cu 2. 23 minus cât plus 4 egal cu 2. Ia uite mai sus cum a fost. 23 minus 25 plus 4 și fiindcă nu s-a putut, ai zis 23 plus 4, 23 și cu 4, minus 25 și ne dați adevărat 2.
Acum, cine este aici, căsuța asta? Așa, ai prins foarte tare, foarte tare. 25. Corect, corect, corect. Vezi? Asta e șmecherii care trebuie să-l învățăm. Îl prindem foarte repede. Deci repede, repede am prins treaba asta și mă bucur foarte, foarte mult. Acum am să fac eu un ras și mai lung, o să mă cadă și mai lung. Ia să vezi tu că am prins șmecherii. La bubă aici învățăm șmecherii. Uite, 23 minus 24 plus 25 minus 26 plus 7. E calcul. Vrei să facem acolo 20? Se poate 23 minus 24? Nu, nu se poate, nici măcar. Se poate. Se poate, dar apoi așa ar fi egal cu minus 1. Minus 1, corect, corect, corect. Dar nu e asta, ce vreți să aflăm? Dar noi încă nu lucrăm cu minusul ăsta. Ce fain ar fi, dragilor, iată copiii, au simțul ăsta, că îl depășește și rămâne ăsta. Ce bine ar fi ca de la vârsta asta să vorbim și de faptul că rămas o datorie de un leu, nu? Să înțelegem așa. Dacă noi ținem în necunoștința asta și obligăm la prima clasa a șasea legea semnilor, ce trist este că avem greu testul urmă. Un număr foarte mare de copii nu știu semnul algebrei. Și acum, draga mea, ne uităm așa. Cei cu plus sunt cei care se aducem în 23 să-i creștem puterea. Că nu ne descurcăm. Deci și tu treci în față, și tu, tu șapte să treci în față. Și atunci scrii tu de desubt la tine. 23 plus cât? Plus 25. Da? Să șterg aici. Că... Da? Șterg 5. Dar e prea mic. Am să scriu eu. Tu îmi dictez. Tu nu mai îmi dictezi și eu scriu. Da? Zic, te rog. 23 am scris. Plus. Așa mă gândesc pe plus. Plus. Ăsta. 25. Și mai plus cât? Mai trebuie și lucru. Plus... Așa, așa. 7. Plus 7. Și de acum, minus datoria. Minus... 24, primul. 24. Și minus încă cine? Minus... 26. Și nu se vede deloc. 2, asta. A, așa, e scrisul. Și egal cu. Perfect. Egal. Hai să facem mai să vedem câte da. Ok, astăzi. Suntem să aflăm rezultatul la asta. Da. Acum tu poți aduni cum vrei tu, cum îți place cel mai mult. Ia să vedem. Trebuie să fie. Așa. Și am mai trebuie să fac 23 3 plus 7. Foarte bine, dar e egal cu? Așa. Foarte 30. Foarte tare. 30 foarte tare. Plus 25 egal 55. Deci, toți ăștia cu plus au făcut 55. Avem un rezervor bun. Avem o rezervă foarte bună. Și acum, minus. Pe acum trebuie să aflăm rezultatul la toate. Așa. Deci, da, plus totuși o să fie. Nu. Adică cum vrei să faci? Trebuie să ne înțelegi că e de acum e datorii, să scădem. Dar trebuie să facem cu... Dar... Hai să adunăm... Ăștia, mă, la să facem... Dar le adunăm... Datoria mare, tocmai, tocmai... Bani compusat. Da, foarte tare. Este... 24 plus 27. Cu? Deci, dragilor, iată că acționăm foarte rapid, foarte clar. Deci, iată ce observă. Putea să facă în doi pași, adică să, din 55 scadă mai întâi pe 24 și până să scadă 26. Dar ei spune, ce să mă chin eu așa? Ăștia cu mine vreau să văd datoria totală. Și totală, datoria maximă, este ăsta, este 50. Și atunci, din 55 scade pe 50 și i-a ieșit 5. Minunat, minunat. Sunt foarte încântat de faptul că ești pe fază și eu credeam că te surprind. Dar nu te-am surprins deloc. Tu ai fost foarte, foarte atent. Dar fac unul și mai tare.
Nici să nu îndrăznești, nu-i zisem. Ia să văd eu dacă tu acum reușești să faci și pe acesta. Să vă văd eu, că abia aștept. Să văd, că abia aștept. Ia să vezi așa. 14 minus 15 plus 16 minus 17 plus 18 minus 19 plus 20 este egal cu. Dacă tu, cum faci? 14. 14 trebuie neapărat? Lipești, cine să fie lângă 14? Nu să scrie pe 14. 14, adică asta, că e cu plus, că la început asta e plus. 14 plus cine? Tot ce e cu plus? 16 punem, corect. Plus mai cine? Plus. Așa, 17, 18, foarte bine, 18, eu am greșit aici, a fost plus 20 și acum minus, nu? Și minus, și minus, toți cei cu minus, la sfârșit, datoria, la sfârșit, minus, minus cât? Toate cu minus. Adică minus 15 mai întâi, zice minus 15, minus încă cine? Tu urmărește. 17 minus 19. Și cam astea tot, s-a terminat tot. Și hai să vedem cât fac ăștia toți la un loc. Așa. Ai voie să aduci un crescut cât vine cel mai bine. Cum ți-ar veni și mai bine? 2 câte 2? Ia să văd eu. Așa, plus... Pe ăștia doi e rezolvat. Acum cine? Așa e. Îi lăs 34 plus cine? Plus 16 și plus 18, da? Ca să-i termin. Așa. Așa, că ăștia-ți plac foarte repede. Cât fac ăștia să vedem? 10. 10. 30 plus 10, 40 cu 10, 30. Așa, 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 foarte bine. Pune acolo. Așa. Nu 40, cred că ești atentă, cred că 50. Că 30 cu 10, 40 cu 10, ca să vă bată înainte, 50, da? 50. 50. Și plus 18. Și este egal cu... 68. Ei, zis foarte bine. Așa, da, toți ăștia, prietenii ăștia între ei, că ăștia sunt prieteni între ei, de la fel, au făcut cât împreună aici? Cât ne-a dat nouă? 68. Ăștia, toți au făcut 68. Hai să vedem datoria toată. Hai să vedem deoparte datoria. Deci, luăm acum datoria. De desubt îi luăm. Că tu ai spus să ia prima datorie, 15. 15. Plus cealaltă datorie. Și plus, ca să termin cu toți trei, să scrie pe toți trei. Da? Și plus cât? Plus 19. Da, mă trebuie. Da? Plus 19. O să scrie și pe ăsta. 19. Și ăștia doi, le vedea cât fac aici. Ăștia doi. Ia vezi da. Cât fac aici. Mm. 32 foarte bine. Și la care vine? Plus 19. Toată datoria, 51. Și acum va fi așa. Aici vom avea. Deci datoria 51, da? Să o punem cu alte culoare datoria. Ca să vadă prietenii noștri. Asta e datoria. 51. Aici. Și acum aici continuăm. Cu cât? Cu 68. Acum o să facem. 68. Scăzut datoria.
51, sigur că da. Egal. Egal cu, acum te descurci, ești la tine acasă. Așa, 17. Deci toată operația asta este egală. Foarte tare. Foarte, ți s-a părut ție că e foarte grea. Dar care a fost șmechirea? Povestește-ne prietenilor tăi și în engleză. Spune așa, prietenilor tăi. Bubu mi-a propus un exercițiu foarte interesant în engleză. Ce să zic? Bubu mi-a propus un exercițiu foarte interesant în engleză. Nu știu cum să spun exercițiu în engleză. Exercițiu nu știi. Zice exercițiu în românește. Dacă ar fi mami sau tati acum, ți-ar spune. Da? O aplicație sau ceva, să zici tu. O problemă foarte interesantă. Problemă știi, nu? Bubu? O să zic așa. Bubu, în engleză, o să zic Bubu mi-a făcut da. Un exercițiu da. Foarte greu. Foarte greu, dar zic în engleză. Nu știu cum să zic Bubu în engleză. Bubu. Că-i nume. Bubu. Maria în engleză, tot Maria. Ia. Mary. Mary, o pop. Da, așa este. Zic tu. Bubu românește, hai. Bubu taught me a really hard math problem. Așa, o foarte grea problemă, da, o problemă. Although it was really interesting. Așa, așa. Bun, dar acum când îți mai pun încă una, să vezi tu ce interesant va fi. Foai de mine și de mine. Ce îmi vine mie în minte acum. Vreau să o surprind pe Măriuca. Vreau să o surprind pe Măriuca. Mamă, asta îl facem și ne oprim. Măriuca. Cui vrea? Așa, cât se aude scățitul acela? 17 minus 19 plus 20 minus căsuță plus 15 este egal cu 9. Deci este egal cu 9. Da? 17 minus 19 plus 20 minus căsuță plus 15 egal cu 9. Tu o faci sigur. Și atât, ai curaj, nu? Nu. Nu ai curaj? Nu. Da. Nu am deloc. Uite, am eu. Eu am curaj și o facem împreună. Fi. Bine. Ce facem? Ăștia care sunt cu plus, se punem la început. Da? Că am făcut asta. Dar nu cu creta în toate, doar din un pic scârții și faci urât. Și sunt rezistenți. Deci, 17, mai întâi 17. Că el e la început primul, da? Dar nu cu minusul ăsta? Nu, ăsta e cu minusul ăsta, adresează lui. Asta se subțește cu plus foarte bine. 17 plus 20 plus 15 minus 19 și minus căsuță, că nu știm, este egal cu 9. Bun, ne-am așezat noi cum ne place mai bine. Și acum, ce facem? Ce o să facem? Ăștia, să vedem rezultatul. Te rog pe tine repede. Așa. Sigur că da. Și cu 20-ul ăsta. Și cu 20, cât se pune aici? La 30 mai punem 20. Așa. Se face. Da. Sigur că da. Așa că ăștia cu plus, toată rezerva noastră face deasupra, să spunem, cât ne-o dat. Să spunem rezerva noastră. Asta este 52. Da. Și scrie exercițiul ce devine el după această manevră. Deci după ce am făcut chestia asta, după momentul ăsta, scriem exercițiul. În loc de tot cărdul ăsta, punem cât?
52 minus 19 și minus căsuță, asta e greu, egal cu 9. Deci, nu, rezultatul să știi. Egal cu 9. Bun. E, acum mai acum. Ce putem face? Putem face această scădere aici? Drăguțo, Marica, putem face această scădere? Da, putem. Putem face, hai să o facem. Să vedem cât din de aici. Noi, atenție multe, nu din nou. Așa? Așa, 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 așa. Ce facem? Ne împrumutăm. Așa. Trei, sigur că da, la unități. Aici au rămas. Trei, foarte bine. 33, descriem ce devine ea, reface, zicem, echivalent, cu 33, minus căsuță, este egal cu 9. Sigur că da, este egal cu... Că din 10 asta ai scăzut pe 9 și s-a rămas 1, 1 și cu 3 fac 4, convinsă să fii hotărâtă. Da? 4, iar la 24. Corect. Deci căsuța, prieteni dragi, căsuța este 24. Deci căsuța care trebuia găsită în exercițiu este 24. Toată problema asta de la început a avut ca răspuns. Răspunsul era 20, ăsta de acolo, 24, el a fost descoperit foarte ușor. Deci, vezi tu, de aceea prietenii care, ea spune așa în engleză, dragilor, dacă vreți să aveți rezultate frumoase, să dați pe, să tastați pe Google proful online. Proful? Proful, la profesor, teacher, cum zici tu, teacher, online. Deci, zici așa, dacă vreți să găsiți lecții de-astea frumoase, ia spune, stați. If you want to find these beautiful math problems, go to Google. Teacher. Online. La revedere. Tu zici în engleză. Bye bye. Bye bye.